Aproximativ 300 de aleși locali, primari și viceprimari de municipii, comune, consilieri județeni și consilierii locali aleși pe listele PNL în urma scrutinului din 5 iunie s-au reunit la Roman pentru constituirea ligii aleșilor locali liberali. Conducerea partidului vă salută cu toată prietenia și cu toată deschiderea. Vă rugăm frumos, poftiți aici, uitați, mai sunt locuri, mai sunt câteva la oferte, majoritatea au fost toate de pe online, totul s-a livrat mai rapid decât la meciul Steaua Manchester City. Așa că Liga Aleșilor Locale, PNL Neamț, Roman, 11 august 2016, este constituită, are forum și ridicăm pe președintele PNL Neamț, domnul deputat Mugur Cosmanciuc, să vă adreseze salutul domnii sale. Președintele PNL Neamț, deputatul Mugur Cosmanciuc, și-a arătat satisfacția de a se afla în mijlocul colegilor de partid care au reușit să acceadă în funcție de conducere în administrația publică locală. Este o plăcere, o onoare și o responsabilitate să mă aflu astăzi în mijlocul și în fața dumneavoastră, dar cred că cel mai important eveniment pe care Partidul Național Liberal îl face în acest an, și anume Liga Aleșilor Locali pentru județul Neamț, un eveniment pe care eu personal l-am așteptat de foarte mult timp, pe care dumneavoastră va trebui să-l continuați lunar și pe care împreună trebuie să-l ducem mai departe, astfel încât proiectul Neamț 2020 să fie proiectul care să definească dezvoltarea și prosperitatea acestui județ. Și senatorul Eugen Țapu a mulțumit activului de partid care a reușit să obțină la alegerile locale din 5 iunie un procent de 37%, care a situat organizația PNL pe locul al 10-lea în țară. La alegerile locale am obținut un scor foarte bun. 37%, locul 10 în România. Asta nu înseamnă în niciun caz că nu se putea obține un scor și mai bun. Dar au trecut alegerile locale, eu în prima întâlnire cu dumneavoastră, în vederea organizării, mobilizării și organizării alegerilor parlamentare. Aleșii locale ai PNL se vor întâlni lunar pentru a lua decizii legate de modul în care va acționa partidul în teritoriu pentru implementarea proiectului politic local Neamț 2020. Mesaje de unitate a partidului au venit și dinspre primari, care au solicitat parlamentarilor să sprijine proiectele locale și să militeze pentru alocarea corectă a fondurilor de dezvoltare. Activul de partid se va mobiliza pentru alegerile parlamentare din luna decembrie, ținta propusă fiind de 5 parlamentari și formarea unui guvern PNL.